Acasă este locul unde ne simțim cel mai bine, fapt pentru care trebuie să avem grijă ca locuința noastră să fie cât mai confortabilă și mai frumos amenajată. Iar florile sunt unele dintre piesele care nu ar trebui să lipsească din peisaj. Florile de interior dau o pată de culoare, vitalitate și parfum casei. Și pe deasupra, unele dintre ele au puteri magice, aducând noroc și belșug în locuința unde sunt amplasate. Plantele au un aspect estetic special care ne fac locuințele să arate mai luminoase și mai elegante. Pe lângă asta, ele contribuie la scăderea nivelului de stres, sporesc productivitatea și contribuie la o stare de spirit mai bună. În ziua de azi, cu toții ne confruntăm cu energii negative, fapt pentru care avem nevoie de acele amulete care resping negativismul, iar unele plante de interior fac acest lucru cu brio. Iată cu ce flori este cel mai indicat să-ți decorezi casa. Ciulinul. Încă din cele mai vechi timpuri, oamenii au atârnat ciulin la ușa din față pentru a nu permite energiilor negative să pătrundă în interior. Arborele banilor. Se spune că este aducător de bani mulți și implicit de noroc. De asemenea, acest arbore este purificator de aer excelent, aduce pace și armonie. El trebuie așezat într-un loc ferit de îngheț. Iasomia. Florile de iasomia atrag dragostea și banii, dar favorizează și îndeplinirea dorințelor. Trifoiul. Cu toți știm că trifoiul atrage banii, însă nu mulți știu că el oferă și o bună protecție energetică. Așadar, este bine depus în locul în care petrești cel mai mult timp din zi. Bambusul norocos. Numele său spune totul. Și nu doar pentru că atrage norocul, ci pentru că este una dintre plantele zen care pot aduce energie pozitivă în casă. Pentru a rezista cât mai mult timp, acest tip de bambus are nevoie doar de două lucruri: lumină bună și o igienă riguroasă a apei. Se poate ține chiar și în baie. Busuiocul. Este probabil una dintre cele mai des folosite plante care atrag banii și prosperitatea în ritualurile de abundență. Nu numai atât, dar este de asemenea renumită pentru că este capabilă să alunge energia negativă. Trebuie ținută în locuri însorite și să fie udată constant, relatează playtech.ro.